dragii mei, și bine ați revenit pe canal, aici pe YouTube la mine. Astăzi am un clip mai special pentru voi, este vorba de un unboxing în colaborare cu cei de la tosafe.com. Este un magazin online din străinătate care face livrare peste tot în lume. Este ceva de genul AliExpress și au produse foarte, foarte ieftine. Pentru fiecare produs pe care eu o să vi-l arăt, o să vi-l prezint imediat, o să vă las linkurile în descriere, tocmai ca să puteți accesa, să vedeți mărimi, detalii despre ele, prețurile exacte și așa mai departe. Oricum, vă zic sincer, sunt extrem de ieftine, iar toate aceste produse au fost undeva în jur de 22 de dolari, ceva în genul. Oricum, după cum v-am zis, o să vă las linkurile în căsa cu descriere să vedeți exact ce și cum. Bun, o să vă arăt primul produs pe care îl iubesc cel mai mult și care mi-a atras privirea prima dată de cum am intrat la ei pe site. Trebuie să vă zic că au haine, bijuterii, cosmetice, încălțăminte, lucruri de, pentru casă sau decorațiuni. Și acolo la decorațiuni am găsit această lampă sub formă de unicorn care funcționează pe bază de baterii și o să încerc să văd dacă reușesc să o pornesc. Da, se vede. Se vede pe cameră. Cam așa arată. Era și pe roz și pe albastru. Mi-a plăcut foarte mult și să știți că are o calitate destul de bună. Este extrem de ușoară. Funcționează cu o singură baterie. Așa arată pe verso. Și sunt extrem de mulțumită de această lampă cu unicorn. O să văd eu pe unde o voi așeza în casă. Încă nu m-am hotărât. Bun, deci de primul produs. Yay, thumbs up! tosafe.com, mi-a plăcut super mult. Bun, mergem mai departe și acest produs este destul de straniu pentru că nu prea știu dacă o să vă dați seama cel puțin unele dintre voi cum arată purtat, dar v-am zis, cel mai bine să mergeți pe link-ul din descriere să vedeți. Acesta se numește Strappy Sexy Bra, ca descriere pe site-ul lor, și este pur și simplu o bandă de elastic, care banda asta mai lată vine în talie, să zicem, și partea aceasta vine pe după gât. Este un accesoriu care se poartă împreună cu sutienul sau fără sutien pentru anumite ținute cu decolteu mai mare, tocmai ca să vadă mai sexy. Ok, dacă vreți să vedeți exact cum arată, intrați pe linkul din descriere. Nu vă mai zic chestia asta că nu mă vă nebunesc. Bun, următorul produs. Este vorba de Eyebrow Razor. Practic este un trimmer pentru părul facial. Sunt trei bucăți aici. Nu le-am desfăcut. Nu știu cum funcționează sau dacă sunt bune de ceva, dar o să le desfacem acum împreună, dacă tot facem unboxing. Mă, să nu-mi rup vreo unghie. Au niște produse super ieftine. Bun. Și așa arată un trimmer. Nu o să-l folosesc pe acesta, nu o să-l testez pe acesta roz, fiindcă mi-a zis o prietenă că vrea să-l încerce, dar are un capăt de protecție de plastic aici. O să-l încerc pe altul, pe acesta verde, să vedem dacă taie ceva. Eu folosesc trimmer de la Misha, de pe site-ul celor de la Oro, și am fost super mulțumită. Mai taie, dar nu atât de fin ca cele de la Misha. Dar de funcționat funcționează. Ok. Trebuie oricum să le dezinfectez, să le aranjez. Bun. Ok. Deci sunt mulțumită și de acestea. Următorul produs este Shadow Shields, așa se numește. E vorba de niște plasturi care se lipesc pe față, în zona aceasta, pentru a-ți executa machiajul fără niciun efect de fallout sau alte probleme de genul acesta. Îmi place că sunt dintr-un tifon pe partea aceasta, nu știu dacă reușiți să vă dați seama de textură, așa, acum vedeți. Bun. Și pe partea cealaltă este bucățica adezivă. Dacă se dorește aplicarea lui chiar sub ochi pentru a nu avea fallout pe partea aceasta de pe pomete, atunci se înlătură adezivul din partea de sus. Dar dacă doriți să-l aplicați ceva de genul acesta pentru a crea un machiaj al ochilor uniform, se poate folosi și în acel scop pentru că se îndoaie și are adeziv pe ambele părți. Sunt absolut
super mișto aceștia și să vedem câte bucăți au fost aici. Dar vă zic, sunt extrem de ieftin. Nu scrie câte bucăți sunt, o să-i număr eu acum. 2, 4, 6, 8, 10 bucăți sunt într-un pliculeț. Sincer să fiu, regret amarnic că nu am luat mai multe pliculețe. Comanda lor vine cam într-o lună și prin poștă. Și dacă aveți cumpărături până într-un anumit prag, atunci livrarea este gratuită. Dacă nu, se plătește livrarea. Mie îmi pare sincer rău că nu am luat mai mulți plasturi din aceștia, fiindcă nu am văzut altundeva la noi. Dacă cumva ați văzut, vă rog să-mi lăsați într-un comentariu, fiindcă mă interesează. Bun, mergem mai departe. Și am mai comandat de la ei și o pereche de cercei. Au venit împachetați așa, în acest pliculeț. Ce nu-mi place până acum la cercei, nu par să aibă o calitate extrem de bună și unul din ei este și strâmb, are un defect. Nu știu dacă a suferit această problemă la transport sau este așa din fabricație, dar o să vă arăt acum despre ce este vorba. Bun, cercelul arată așa, da? Practic se introduce prin lob partea aceasta din spate și se vede doar inelul în față. Ok, acesta este în regulă, nu are nimic, dar celălalt este strâmb. Dacă reușiți să vedeți, a venit strâmb. Și sunt de o calitate îndoielnică, haideți să zicem așa. Nu sunt impresionată de aceștia, dar vă zic sincer că au fost ceva de genul 70 sau 60 de cenți, nu știu exact. Oricum, nu sunt foarte mulțumită de ei. Următorul produs este un colier, cam așa arată. Să arunc ambalajele pe jos, că nu prea mă interesează. Asta arată ceva mai bine. Cam așa este. Practic sunt două coliere într-unul de lungimi diferite, cu acest triunghi pe auriu. Purtate odată de două ori, eu zic că sunt ok. Și astea au avut un preț super, super mic. Dar nu pot să zic că este cea mai bună calitate, însă tot mai ok decât prima pereche de cercei. A doua pereche de cercei este așa, în spiritul sărbătorilor de Crăciun, dar cum arată cerceii ăștia, Doamne, iartă-mă, cred că dacă îi făcea Maria sora mea la grădiniță, ca un proiect de lucru manual, îi făcea mai bine. Așa sunt de mici că nu știu cum o să vă pot arăta cerceii ăștia. Ar trebui să vă fac un close-up pentru ei, dar poate ne descurcăm așa. Hai să vedem. Bun. Ar trebui să fie niște coarne de ren. Voi vă dați seama de acest lucru de aici? Sunt extrem de mici, de finuți, da, au o calitate mai bună decât ceilalți, sunt pe argintiu, poate de-aia apar mai ok, însă nu sunt chiar urâți, dar nici frumoși. Sincer să fiu, arătau mai ok dintr-un material mai masiv, mai durabil pe site și în spate au un opritor din silicon. Nu sunt fană a acelor opritoare, dar mă rog. Cam așa arată. Bun. Mai am produse de la ei? Da, mai am. Și am mai luat un colier. Și ăsta a fost super ieftin. Vă arăt acum colierul. Opa. Bun, acesta nu cred că îl voi purta vreodată in my entire life. Nu cred, nu știu. Vom vedea. Practic este de tip chiar choker, dar pe acolo, da? Și are această plăcuță aurie simplă. Ar trebui să vină undeva la baza gâtului ceva de genul acesta. Dar plăcuța asta arată cam vai de mama ei, la fel și colierul. Nu cred că îl voi purta vreodată, să fiu sinceră. Nu știu, asta arată groaznic. Bun, mergem mai departe. O să vă arăt, înainte să trec la bluza pe care ați văzut-o, cum au venit ambalate, da, punguțele, ca să vă faceți o părere, cam așa, au venit în aceste punguțe, să nu vedeți adresa. Ce să vă spun eu, hair trimmerul, lampa și sexy brow, whatever, chiar au fost ok. Bijuteriile, cel puțin până acum, nu vă sugerez să le încercați. Iar ultimul produs este pe dos. Mă abțin să-l întorc. L-am probat ca să văd dacă îmi și vine bine.
De ultimul produs am fost mulțumită în ceea ce privește mărimea. Mi se pare că s-a potrivit și corespund mărimile de pe site cu calculele făcute de mine. Oh, greu l-am întors. Bun. Acesta este plovărașul. Este un plovăraș simplu, roz, cu un guler mare de tip turtleneck și o mânecă 3 sferturi. Materialul este ok și să zicem cam la același nivel cu a hainelor din magazinele Primark, dar ce nu-mi place la el este că este extrem de transparent și nu arăta transparent deloc pe site. Nu știu dacă reușiți să vedeți, dar mie mi se pare transparent. Aș putea să port acest plovăraș doar peste un maieu sau un body ceva în nuanța pielii, pentru că altfel se vede absolut tot prin el. Da, e ok, all in all. Bun, deci dacă sunteți interesate să faceți cumpărături de pe site-ul toosafe.com, țineți cont de sfaturile mele, țineți cont de faptul că o să vă vină comanda prin poștă în termen de o lună, cam pe acolo, plus minus o săptămână în cazul în care știu, vă plasați comanda asta înaintea sărbătorilor, cum a fost toată nebunia asta cu poșta în ultima perioadă. În ceea ce privește home deco și alte chestii de genul, thumbs up, mi-a plăcut super, super mult această lampă, sper că v-a plăcut și vouă, probabil o să o vedeți în clipurile mele în curând și cam atât am avut să vă povestesc despre Toosafe. Vă las și site-ul lor jos în descriere ca să puteți să dați o geană să vedeți ce se întâmplă pe la ei. Cam asta a fost tot, vă pup, pa, pa!